Bună dimineața, dragii mei, bine v-am găsit. Bună dimineața, vă spun Este și o eu. dimineață frumoasă, deja arde soarele. Nu-i târziu, să știți, dar e deja soare. E o Dimineața vreme, însorită, frumoasă. O vreme foarte călduroasă, foarte plăcută și am zis să ieșim în curte să luăm cafeaua și mic dejun în curte. Și să intrăm și cu voi, să vă salutăm, să bem cafea cu voi, ca de obicei. Sper să vă placă, să vă facă plăcere să beți cafea cu noi. Vreau să vă salut, să vă îmbrățișez și, bineînțeles, vreau să vă treziți, să beți cafeaua. Priviți ce flori frumoase avem. Avem lalele galbene, da, în dimineața aceasta. Masă cu noi. La o prăjitură faină, faină, cu nucă și cu portocale. Baclava făcută de mama. Rețeta o găsiți aici, pe canalul ei, Rețete Simple Margaret. Tocmai ieri am postat o rețetă de baclava. Da, este o plăcintă foarte bună, plin cu nucă, o aromă te amețește. Mânciofelie e sătulă. Este chiar foarte, foarte sățioasă. Și, bineînțeles, vreau să vă arăt compoturile mele. Știți că, uitați-vă aici, eu anul trecut am făcut compot. Și noi am mai mâncat, dar nu v-am arătat. Și eu am promis când am făcut că o să vi-l arăt. Și uitați-vă aici, aici am compot de caisă. Uitați ce bine stă. Stă foarte bine, curată. Nu are nimic și este o aromă nemaipomenită, caisă, de casă, bio. Deci e extraordinar. Noi am mai desfăcut-o, am mâncat-o. Aici, în partea asta, am pus un compot, uitați ce culoare are, un compot de... Pune-l mai încoace, că nu prea se vede acolo. Struguri. V-am spus că... Am făcut și sirop, am făcut și gem și am făcut și compot de struguri. Și stă foarte bine, are o aromă nemaipomenită, că ăsta e struguri din aia aromat, negru de masă, cum era mai de mult, știți? Aia anume cu un mirosul ăla de struguri autentic, cum era mai de mult, de grădină măruntă. Da, e extraordinară, dar se vede după culoare ce bine arată și are un gust nemaipomenit. Asta o să vi-l desfac, ca să am mâncat, acum vreau să mânc de struguri. Deci desfacem compotul de struguri pe care îl găsiți tot aici, pe canalul de YouTube Rețete Simple Margaret. Scrieți în căutare compot de struguri, virgulă Rețete Simple Margaret și veți găsi rețeta mamei de... Uite cum compot arată. De struguri. Uitați-vă aici. Are o culoare deosebită. Da, e, și uitați ce zamă are. Deci e ceva de nedescris. E foarte, și miroase, foarte... ce miroase de fain. Vai. Bună. Vreau să pun aici un pic. Acum eu o să pun aici. Așa. Și asta punem înapoi. Așa. Și uitați-vă aici. Compotul, așa arată baba și uitați ce zamă are, exact vin, dar ce aromă are, deci nu vreți să știți. Deci te îmbată. Arată baba încă o dată, să se vadă bine. Uite ce frumoasă este. V-am spus, e bobiță din aia micuță, de grădină, dar uitați culoarea asta. Deși gustul are o aromă autentic de struguri, că e din aia de grădină, care miroasă. Eu anul trecut am primit de la o doamnă dragă, care acum nu mai știu absolut nimic de ea. Căruia îi mulțumim pe această cale, dacă cumva ne mai aude. Da, ei, vreau să-i mulțumesc pentru... Când i-o dat struguri și am făcut din ea atâta bunătăți și o avem și acum și o mâncăm cu plăcere și de câte ori desfac un borcan mă gândesc la ea și îi mulțumesc din inimă, sincer, din bunătatea ei. Noi acum mâncăm și, bineînțeles, ne bucurăm și Dumnezeu să-i dea sănătate. Nu știm ce s-a întâmplat cu ea,
Absolut nimic. Tot o sună, îi dau mesaje, nu-mi răspunde la telefon. Nu știu ce s-a întâmplat. Dacă cumva ne aude, ea știe despre cine este vorba. Chiar o rog să-mi scrie un mesaj dacă e bine. Atâta-i tot. Dragii mei, v-am prezentat și prăjitura, care acum o să vi-l descriu așa mare. Dacă vreți să vedeți cum s-a făcut prăjitura aia, de uitați-vă cât nucă e în ea și cum arată și cum v-am spus. Deci e o prăjitură nemaipomenită, cu nucă, plină de nucă și cu gust de portocală, lămâie, vanilie, tot ce vreți. Și în siropat. Găsiți rețeta, am postat-o chiar ieri aici pe canalul mamei. Deci este ceva nemaipomenit, e foarte bună și chiar vă rog să o încercați. Eu tot ce vă prezint este o rețetă cât se poate de simplă și cât se poate de rapidă. Deci oricine poate încerca, oricine poate face și să vedeți dacă vă place. Așa că de fiecare dată vin cu ceva nou pentru voi și rapid. Sper să vă placă și să le încercați. Noi ne-am făcut și cafeaua între timp, ne bem cafeluța. După cum v-am spus, vă invităm la masă și la compot, și la plăcintă, și la cafea. Tot ce mâncăm noi. De asemenea, vrem să vă mulțumim din suflet pentru toate comentariile frumoase, pentru toată susținerea dumneavoastră, ca de fiecare dată. Vă invităm în continuare să apăsați butonul de like, să ne lăsați un comentariu, să ne spuneți dacă vă place compotul, prăjitura mamei, să ne dați o sugestie, o părere. O primim cu mare, mare drag. De asemenea, nu uitați să vă abonați la acest canal, să apăsați clopoțelul, dacă încă nu ați făcut-o, pentru a fi notificat de fiecare dată când postăm ceva nou. Da. Eu știu că voi de fiecare dată îmi scrieți mesaj, sute de mesaje pe care le citim cu mare drag, să știți, și vă răspundem tot cu aceeași drag. Dacă nu, v-am spus, vă trimitem de câte o inimioară, când chiar avem prea mult și nu mai putem, vă trimitem o inimioară. Ca să știți un semn că am citit mesajul vostru. Și vă mulțumim că sunteți tot timpul alături de noi. Spuneți-ne dacă ați mâncat compot de struguri și care vă place mai mult, cel de struguri sau cel de cai. Se trebuia să mai duci un bol să-l desfaci și pe ăsta. Da, din aia am mâncat. Asta am vrut numai să măcar desfă-l așa să vadă lumea. Poate e curioasă, nu? Da, mami, se vede clar. Uite ce fain se vede. Că stă întreg, e gustul, adică zama este ca un sirop gros, fain, dulceag, destul de dulce, nu foarte tare, dar suficient ca să poți să mânci, deci să-ți placă, e o aromă plăcută. Nu desfacă și desfac și asta și aia și nu le mâncăm. Asta așa. Deci am desfăcut borcanul ăsta, asta o să încercăm să le mâncăm. Da, i-am desfăcut pentru, uite-te aici, uite-te mama. Deci vreau să vă spun, eu am mai mâncat compot de struguri, că înainte știți că se făcea compot de struguri cu boabe din aia mare, era și la magazine pe vremea lui Ceaușescu. Era bun, nu pot să zic că nu, dar ăsta are o aromă aparte, o aromă parfumată. Deci e foarte bun și uita ce culoare are, deci culoarea, zici că e vin natural, nu... Deci așa ceva e rar. Nu, să știți că astăzi lumea nu prea mai face. Ba, mai face pe la țară și asta face multă lume, mami. Acum, eu probabil că... Nu prea mai auzit, mama. Cine e ocupat? Facă. Lumea preferă să cumpără, să nu mai gătească acasă, să... Na, că e de lucru cu ea, adevărul că e de lucru cu ea. Vă spun sincer. Încă și noi am lucrat la ea două zile. Prima zi le culegeam boabele, le alegeam, le spălam și a doua zi, bineînțeles, le fierbeam. Că trebuia pregătit și borcanele, trebuia făcut. Na, e de lucru cu ea, mama. Și trebuie ținută în haine și na, așa mai departe. E de lucru, chiar e de lucru cu ea. În haine? Păi da, se pune da, în asta, da, noi am pus-o în haine. Deci în pătură. În pătură. Poți să pui în ce vrei. Mă trebuie la căldură, astupat, să stea.
Și lalelele noastre privite se potrivesc cu nuanța casei de galben. Nu, ne plac foarte mult. Le-am luat de la Lidl, erau la ofertă cu 8,50 lei bucățelul. Și priviți ce frumoase sunt. Da. Foarte frumoasă și culoarea și floarea, mie îmi plac foarte mult. De câte ori noi merem, preferăm să nu luăm carne, să nu luăm ceva, să renunțăm la un ingredient ca să luăm un buchet de flori, să știți lucrul ăsta. Tot timpul facem așa, dacă ne place ceva și este ceva, atunci luăm tot timpul flori. Așa că, dragii mei, cum v-am spus, vă invit la un compot, să faceți și voi să mâncați sau dacă nu, să veniți la mine că vă dau eu să mâncați. Că ne place foarte, foarte mult. Când eram copii, să știți că noi am avut acasă la noi, la țară, struguri, dar maica mea nu prea făcea compot. Din ea că noi până să cocea... Nu mai apuca să facă compot. Nu făcea niciodată compot din ea, că le mânc, nici bunicul meu făcea vin. Bunicul meu avea mult vin. Noi, și noi aveam, dar noi copiile mâncam tot, le făceam acolo ravagii în grădină și bunicul meu nu făcea compot, gem, nimic, numai vin. Le culegea, avea din aia cu ce storcea vinul de mână și făcea vin și urca butoiul, puneam butoi de sticlă și urca în pod. Deci acolo se ținea tot în pod, acolo era... Cămara. Averea, da. Acolo e averea în pod. Și urca în pod și deja el era bolnav. Și țin minte, deja Maria era născută, eu eram măritată aici în Arad și m-am dus la Zimand înainte de sărbători m-am dus. Știți că vinul se face toamna, târziu. Și m-am dus cu, cred că vreo 3 săptămâni înainte de Crăciun și am zis, că la noi bunicul să zice tata. Și am zis, tata, nu-mi dai și mie o sticlă de vin, să am și eu de sărbători acasă vin. Păi nu, că încă nu începem, să vii mai încolo, că îți dau mai încolo, dar nu acum, că prea repede să o începem butoiul, că mai trebuie să steie. Zice că încă nu s-o fier, că nu știu, trebuia... Nu trebuie fermentat. Timp. Da, da, nu știu cât timp trebuia lăsa să... fiarbă, eu știu că nu știu eu procedeurile. Și m-am gândit, na, uite ce zgârcit e bunicul meu, că nu-mi dă nici măcar, dar avea sute de litri, de sute, nu un pic, 5-6 litri, sute de litri. Și m-am gândit, na, bine, zic că nici vin nu-mi dă, atât ai de zgârcit. Nu mă, sincer să fiu, nu m-a picat bine. Și ce să vedeți, dragii mei, nu că m-am gândit eu rău, că eu nu, na, dar vă spun sincer, nu m-a picat bine că nu m-a dat. Și atunci, după o săptămână, am auzit că m-a zis maică-mea că la bunicul meu s-o spart butoiul în pod, deci a explodat. Și tătă vinul ăla, gândiți-vă, o cursă pe perete în cameră. Deci, da, ziua, am început să mă râd și am zis, mami, știi de ce s-a întâmplat lucrul ăsta, că nu m-a dat vin? Gând auzit, mami, eu zic, da, să nu mai spui așa, că nu de aia s-a întâmplat. Să nu mai spui, da, așa, că îți dădea numai, no, era prea repede, zice. Și eu parcă nu m-am bucurat, sincer, nu m-am bucurat, dar eu... Primul lucru ce m-a fost în cap, că de aia s-a întâmplat lucrul ăsta, că m-a dat vin. Deci gândiți-vă ce minte. Bine, erai mai tânără, erai, da, și tu copil, da, atunci. Da, Maria era, acum, dai, cât aveam, 20 și ceva de ani. Maria era micuță, avea 2-3 ani avea Maria. Da. Deci acum vă 30 de ani a fost treaba asta. Și eu tot cu gândul ăla am rămas și acum, că de-aia s-a întâmplat la bunicul meu chestia asta, că nu m-a dat mie, că s-a zgârcit. No. Așa că așa au fost cu vinul lui bunicul meu, nu uit niciodată. Deci gândiți-vă, ei aveau văruită, culoare deschisă și o curs pe perete până jos, că trebuia să zugrăvească. No. Așa că, dragii mei, povestea, v-am spus, cu bunicul meu cu strugurii, că m-a rămas o amintire care nu pot să le uit și v-am împărtășit și cu voi. Sper că v-a plăcut. Acum haideți să vă dau compot
și să mâncați o felie de plăcintă, bem cafea împreună, ca de obicei, și să mai îmi spuneți și voi ce ați mai făcut, ce faceți, ce aveți de lucru. Și eu o să găt cafeaua și mă duc să fac și eu ceva rețetă. Așa că rămâneți în continuare alături de noi, pentru că vom posta rețete noi și interesante. Noi vă lăsăm, vă mulțumim, vă dorim o zi frumoasă, o zi binecuvântată. Așa că, dragii mei, noi vă spunem la revedere, eu vă spun la revedere și vă invităm să ne urmăriți în continuare. Mami, ție și tu la revedere? Da, și eu vă îmbrățișez cu drag. Vă spun să ne urmăriți și în continuare și vă spun la revedere, dragii mei. Pupici! Vă pupăm și vă dorim așa o zi frumoasă, însorită. Ia priviți cum se vede soarele. Exact ca aici. Foarte fain afară. Adorm aici pe scaun, nu mai mă duc în casă. Pe mami deja a luat o molășeală de la soare. La... Da, e foarte fain. Căldură, da. Așa că vă pupăm și vă spunem o zi plăcută în continuare. O zi binecuvântată. Da. Și o să revenim cu o rețetă. Pupici! Vă pupăm! La revedere! Pa, pa!